seara și bine ați revenit cu Drala Procolai cu exerciții de, cu probleme de matematică la geometrie. Ari! 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 Să facem... Problema 1 la 124. Se dă triunghiul ABCD. ABC. Dă triunghiul ABC. AB egal cu 5 cm. AB egal cu 5 cm. BC egal cu 10 cm. 10 cm. AD perpendicular pe BC. AD perpendicular pe BC. D aparține lui BC. D aparține lui BC. În concluzie să aflăm A mic. Area triunghiului. Area triunghiului ABC. Area triunghiului. Așa notați și voi cu până mare, nu? Da. Triunghiul ABC. Și B mic. Distanța de la punctul C la dreapta AB. Distanța de la punctul C. C. La dreapta AB. La AB. Eu așa notez. Nu știu dacă voi așa ați notat. Da, așa am notat și noi. De la punctul C la AB. AB, da. Egal cu cine, da? Semn de întrebare, egal cu semn de întrebare. Nu mai facem probleme de fapt. Nu se mai aude. Așa. E păgăzit bateria. Da. Păgăzit bateria. Mulțumesc frumos. Gata. Deci, nu s-a urmă. Nu vedeți, nu face nimic acolo. Azi vine clasa 11? Nu știu. S-ar putea să vină, parcă mi-a zis că vine. Așa, să vedem cu minus. Așa, acum se aude. Dar să o schimb eu și pe cealaltă, că dacă nu le pun pereche... Aria triunghiului cu cine e valoarea? Aria rombului. A triunghiului am văzut. A triunghiului B plus H pe 2. B plus H? B ori H pe 2. Baza ori înălțimea pe 2. Corect. Apoi așa trebuie să facem și aici. Așa. Da. Să pun și asta ca să nu uit. Da, deci spunem acolo, desenăm un triunghi. Haideți, dați drumul. Desenați triunghiul. Triunghiul ABC, nu-i spune isoscel, nu e echilateral, ci un triunghi oarecare. Deci triunghiul oarecare, ABC. Triunghiul A, B, C, A, B, C, și în care avem pe A, B de 5 cm. Hai să notez de jos A, B, C, ca să vină AD-ul mai ușor de dus ca înălțime. Deci A, B, C. A, B, C. Era ușor. Da, totuși. Era ușor. Da, da. Cum? Totuși, ușor. Păi nu am fost atent. E cu mintea în altă parte. Sunt, știți unde sunt? La lecția trecută, că așa chestii frumoase am făcut acolo, încât încă nu mi revin. Dar haideți să revin, să intru în lecția asta la altă. Deci A, B, C, așa e notat da? Da. A, B, C. Și A, D, e perpendiculară. Dusă din, ce înseamnă perpendiculară? Înălțime, drumul cel mai scurt, da? AD perpendiculară pe BC. În problemă am ca AB de 5 cm. 5. BC toată este de cât? De 10. Aflăm area. Și trebuie să aflăm area triunghiului ABC. Area triunghiului ABC. Area mea triunghiului cu baza ori înălțimea pe 2. Da. Cu baza BC, da. Înălțimea AD supra 2.
Da. Ce nu știm? Pe BC o știm. AD. Nu știm pe AD. Cum s-o? Aici e problema. AD. A, deci este o problemă mai interesantă aici. Deci nu știu decât două laturi și nu știu înălțimea. Mai citești atât problema, că nu e între simplu. Între unghiul ABC, da. AB egal cu 5 cm. AB 5 cm. BC egal cu 10. Da. AD perpendiculară pe BC, pe BC, da, cu D aparține lui BC, aflați. Păi, autorul aici greșește. Când duce, îmi duc degeaba AD-ul ăsta. Și D să aparțină lui BC astea încât D să fie la mijlocul lui BC. Nu scrie, nu? Nu zice la mijloc. Nu. E dacă era? Nu, uite, uitați-vă. Dacă am dus AD și nu spun nimic de AD, înseamnă că autorul ne-a dat bine dimensiunile. Nu a... Nu AB, ci AD de 5 cm. AD, da. AD. AD. Mă uit la sfârșit, mine. Ia uite-te la sfârșit. Trebuie să-mi dea înălțimea. Corect. Dacă nu-mi dă înălțimea, aici eu... Eu mă așteptam să veniți cu miracol acolo. Da, nu știu ce să fac. Dacă las la B, că la punctul următor îmi trebuie distanța de la C la B și atunci ar fi important. AB de 5, dacă o las așa, sunt blocat. Dar cred că e distanța de la ce? Ați de arii, 2,7,1. Deci doar îmi dă pe AB și pe BC, nu mă descurc. Mai trebuie să-mi dea ceva. Îmi trebuie pentru început înălțimea AD asta. N-am de unde să o aflu. Să zicem că... Nu dă nimic, probabil. Nu, 124. Probabil că e prea simplă și atunci autorul nu mă dă nicio rezolvare. Dacă arăta că triunghiul ABD este isus cel, atunci și AD ar fi tot de 5 cm. Nu, da, dar nu se poate. Cum să fie isus cel când unghiul ăsta e de 90 de grade? Ca și mai spune ipotenuza egal cu cateta. Niciodată într-un triunghi ipotenuza nu e egal cu cateta, da? Deci nu se poate așa ceva. Ce să facem noi aici? Deci, din punct de vedere teoretic... Egalea lui ABC, BC ori AD supra 2 și egal cu 10 ori 3 supra 2. Nu, unde 3? 10 ori? 3. O 3. Înseamnă că dă pe AD. AD egal cu 3. Deci uitați să-l dea. Neapărat des. AD 3, da? Da, da, adăugăm noi. Îl lăsăm pe AB5, domnul profesor? Îl lăsăm, da. AD3? Da. Deci, neapărat îmi trebuia AD-ul. Că degeaba mi-a zis să îți dau AD perpendiculară și nu știu ce, și n-am ce să fac. Și atunci, area triunghiului, Mirina spunea ei, area triunghiului... Egal cu B H pe 2. Deci, area triunghiului ABC egal cu BC ori H înălțimea, H indicia, e așa notez. Adică înălțimea adusă din vârful A. H indicia, BC, care se notează de regulă cu A mic, copii, încă o noutate. De aici rețineți că totdeauna laturile opuse unghiului se notează cu litere mici. A mic, asta ar fi B mic și C mic asta. AC. Deci hai să notăm și noi. AB egal cu C mic. AC egal cu B mic. Iar BC egal cu A mic. Deci AB egal cu C mic, AC egal cu B mic și BC egal cu A mic. Înălțimea AD, adică dusă din vârful A, se notează cu H indicea. H indicea. Înălțimea dusă din B, adică B prim, să zic așa, dacă aș duce din B prim, se notează cu H indice B. H indice B. Iar înălțimea
CC prim egal cu H indice C. H indice C. Bun. Da? Ei bine, în cazul meu, ca să mă duc pe limbajul ăsta nou, baza ori înălțimea supra 2, în loc de BC, zic amic, amic ori HA, supra 2. Da? În loc de BC, zic amic, amic ori HA, supra 2. 5. Și va face 10 ori 3 supra 2 și face 15, nu? Da. Bun. Centimetri. Bun, 15 centimetri. Centimetri pătrați? Da, dacă e centimetri tot, pătrați, da. Atenție, centimetri pătrați ca aria. Arile în... Centimetri pătrați. Centimetri, ca dacă centimetri pătrați. Așa, centimetru ori centimetru face centimetru pătrați. 10 centimetri acolo, 3 centimetri. Copii. Așa, trebuia spus aici, 10 centimetri, centimetri și atunci vine 15 centimetri pătrați. În calculul făcut. Bun. Același triunghi poate fi privit ca stând pe baza cealaltă. Și aceeași are are. Și tot perpendicular. Deci, dacă duc, dacă îl privesc stând pe are, pe baza AC, îi duc înălțimea, cum am zis aici, BB'. Da? Iar dacă, chiar așa, adică unde trece înălțimea din C dusă? Tot pe acolo și e ortocentru. Centru, da? Da. Ortocentru triunghiului, la intersecția înălțimilor. Da, intersecția înălțimilor. Și ea, mai aici cu ce prim. În mod normal, așa aici trebuia A prim, ca să fie în limbajul A prim, ce ce prim. Dar i-a notat autorul cu D și îl respectăm din data asta. Ca distanța de la C la dreapta B, asta înseamnă înălțimea, domn profesor? Sigur că da. Înălțimea, deci, da. Deci, distanța de la un punct, haideți copii să înțelegem. Dacă am, vreau să aflu distanța de la un punct la o dreaptă, e perpendiculară. Drumul cel mai scurt. Asta înseamnă înălțimea. Sigur, da. Nu orice. Nu. Da? Păi dacă e vorba de drumul cel mai scurt, înălțimea este drumul cel mai scurt. Okay. Da? Deci, practic, noi trebuie să aflăm pe ce ce prim aici. Ceva de genul. Nu, păi ceva, 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 ceva numai asta trebuie. Da. Deci ce ce prim trebuie să aflăm sau H indice ce. Orice ce prim. Că așa am zis, ce ce prim înseamnă H și indice ce. Deci ce prim e perpendiculară pe AB. Da. Da. Ce ce prim e perpendiculară pe, pe AB. Și am notat-o noi cu H și indice ce. Ce. Iar BB prim, BB prim e perpendiculară pe cine? Pe AC. Și am notat-o noi cu H și indice B. B. Noi trebuie să aflăm acum ce? Distanța? Ce adică ce prim? Ce ce prim? Ce, cu cine e egal? Da, nu? Da, da. Ce ce prim? Trebuie să aflăm ce ce prim. Deci AD e de 3, am lămurit-o acum. Da. AD rămâne de 3, da. AB-ul rămâne de 5 și BC-ul de 10. Exact. Lipsea o dată, lipsea înălțime de acolo. Cum să aflăm noi pe ce ce prim? Aveți o idee? Tot așa se demonstră cu aria. Păi, apropo de înălțime, înălțimea intră în arii, nu? Da. Același triunghi, același triunghi are aceeași arie, indiferent de ce bază îl așez. Nu-i bine să-l judecăm așa? Deci triunghiul are aceeași arie, indiferent pe ce bază îl așez. Aici a fost așezat cu baza BC. Dar ce nu pot să-l așez cu baza AB? Baza. Și atunci aria cu cine este egal? Baza ori înălțimea supra 2. Dar nu e cu să pun aria. Adică vrea să apă pe ce prim câte. Păi tocmai. Păi cu ce arăt? Acum vă zice, nu vă vedem. E să vedem așa. Deci aria triunghiului, hai să zicem așa, aria triunghiului ABC este egal cu A mic ori HA supra 2. Odată. A mic ori HA supra 2. Adică baza. Când stă pe baza A, cum e cazul nostru aici, A da. Ori HA pe 2, sau, egal în continuare, cu B mic ori HB, B mic ori HB supra 2, sau egal cu C mic ori H indice C pe 2.
Deci area triunghiului este egală cu fiecare din variantele astea. Depinde pe ce bază îl așez. Da? Cum au 2, 2, 2 tot timpul, poți să renunți. Da? Adică area triunghiului ABC egală cu area ori HA, care e egală cu B. Deci e egal în cazul nostru, cu, mai departe, e egal cu 15 cm pătrați, că am calculat-o, nu? Deci e egal mai departe cu 15 cm pătrați, că am muncită. Și acum? Adică, din astea... Luați ultima parte. Da, ce ori HC? Fac, ce ori HC? Ce ori HC? Că tot mai îmi trebuie HC. Da. Și ce mic știm că e AB? Asta este. Deci ce ori HC pe 2... este egal cu 15 cm pătrați, da? Să subînțelese că 15 cm pătrați, că se folosesc mai 15 numeric. De unii rezultă că echivalent ce cu... Dar CO cât este AD? CAB. Cât este? 5. Și vine 5 pe ori 2. H indice C. 5 ori H și 5 C pe 2 este egal cu 15. Am luat aceeași vector. Da. Poți să faci mai des într-un 5. Da. Și vine HC pe 2. HC supra 2 egal cu 3. Că dacă împărțim ambii membri prin 5. HC egal cu 6. 6. Deci rezultă că HC egal cu 6. Ați înțeles? Nu ai înțeles. Bă, doamne, am înțeles chiar. Hai să înțeleg și eu. Hai să vedem. Dacă nu ne dădești, cum face greu să scrie din HC, A, ori HA, B? Ce greu? Hai să spunem. Sunătesc cu HA, adică zăpăci cu tot. De ce te zăpăci? Hai să vedem ce vrei tu să facem. E egal mai departe aici. A, ori HA. În loc să zic A, ori HA, tu vrei să spui BC. Da. Scriu așa, BC. Ori A, A prim. Hai să notăm cu A prim ca să fie același limbaj peste tot. Ori A, A prim. Ori A, A prim, pe 2. Supra 2. Și egal mai departe cu? Cu... mai e 3 cm... da. Nu egal cu? 30 pe 12. Nu, hai să pun ce mai egal. Să scriu toată relația până la cap. Egalitatea asta. Egal cu nu de... AC, ori... Nu de B mic, pus să zicem AC. Ca să înțeleagă și așa. AC, ori... AC, ori... A, A prim. B, B, mama. Ori B, B prim. Că e înălțime. Ce nu înțelege asta? Da? AC ori BB prim. De aia eu am lăsat B ori HB, că e mult mai... mai sună mai bine, B ori HB, adică... Ce nu ți-i clar? Spune că să murim. Între unghiul ABC. Între unghiul ABC, am dus înălțimea din A. Da? Și BC. Acum am dus înălțimea din B. BB prim. Pe AC? Acum dacă ar trebui să... Pe baza AC. Pe baza AC. Și este egal aria. E aceeași arie. E aceeași arie. La aceeași triunghi ne referim. Adică și egal și cu BB prim ori AC pe 2, egal și cu CC prim ori AB pe 2. Dar domnul profesor a scris că... În limbajul ăsta e mult mai ușor de reținut. Dar o să te convingi că este mai ușor. Când zic A, așa. Asta am înțeles, acolo. Păi da, acum am folosit din șirul ăsta de proporții. Ce însemnând? Latura C. Ce mic, asta, AB. AB ori, ori CC prim. Așa, supra 2. Adică baza ori înălțime. Baza ori înălțime supra 2, aria. Aceeași aria, aceeași triunghi. Da. Și egal cu 15, că am calculat-o. Da. Am calculat-o noi 15 când am făcut-o mai devreme. Și atunci am zis CHC. De ce n-am zis BHB pe 2? Pentru că nu știam pe B. BHB nu. Nu. Deci nu te... Nu, autorul ne-a cerut distanța de la C la AB. Adică 6 cm. Aceea trebuie să o aflăm pentru că pe AB ne-a dat-o. Așa da? Am înțeles mai ușor. Da? Deci AB orice CC primă pe 2 la 15 cm, unde rezultă că 5 ori CC prim. 5 ori CC. Da, ori HC, da. Pe 2 egal cu 15. Am simplificat prin circ ca să fie mai ușor. Și că să faci produsul menților egal cu 30, tot acolo da. Deci zici 5 egal cu 30 da, și simplificăm pe urmă prin 5 și rămâne egal cu 6. 6. Ai înțeles? N-ai înțeles? Asta mai explic eu. Înțeles. Bine.
Da, hai să mai vedem. În problema asta, secretul a fost asta. Asta să notăm cu... Să gândim area prin două, prin mai multe variante. Deci aceeași arie poate să fie privită fie când triunghiul stă pe baza BC, fie când stă pe baza AC, și atunci e înălțimea părțimătoare, fie când stă pe AB. Corect. Deci baza pe baza ori înălțimea supra 2 nu mă așa. Că îl pot răsuci cum vreau eu. Și e aceeași triunghi. Eu nu m-aș fi gândit că distanța de la C la cum ziceau ei. Asta este speculația foarte des folosită. Când vrei distanța de la un punct la o dreaptă, te gândești nu mai la arii și de acolo îți vine chestia. Să se afle arii pe altă cale și atunci o egalez că aceeași arii. Deci când v-ați dat acolo distanța de la C la AB, la punctul B, nu v-ați fi gândit că de fapt aia vă cere. Că vă cere să o aflați pe CC prim. Da, triunghiul vrea să luăm orice înălțime, nu mai ce atunci să vină. Păi când desenăm triunghiul, l-am desenat așa, dar când mă refer la arii, am o variantă de exprimare când zic baza ori înălțimea, așa cum o vedem noi, dar el, dacă l-am sucit, poți să stea pe baza asta la altă, nu? Dar cât e înălțimea dintre un miruna? 3. Păi de asta. Păi asta e. Păi oricare din înălțime. Exact. Nu trebuie să ne oprim numai în înălțimea din A. Exact. Deci la oricare înălțime ne putem face. Problema numărul 2 de la 124, ia să știu. 2 de la 124. Da. Păi duci așa la unul. Eu ud tot. E pleașă. Să spălăm ca să fie uscat. Da, da. O să lăsăm cei de-a 11 o să-i rugați să-l spele și să-l lase la uscat, știi? O specie, știi, se întâmplă? Ce fac? Fug, a? Nu, că fug. La termenul la 10 jumate, când terminăm, ne ținem de pereți. Am înțeles. Ecuizați. Am înțeles. A, deci stați cu ei un pic. Stau până pe termen. Dată, la 11 vreo ce l-am plecat. Acolo nu mai vine nimic până așa. Pe, da, și nu vă dă nimeni afară. Bine că vă mai primește doamna acasă. Dar vine și momentul când nu. Poți să zică, mă, ia du-te tu de unde vine. Dacă tot. Să-ți hrănească eu, da. Copiii tăi. E greu, dar e greu. Nu știu cum să ies din încurcătura asta. Dar eu știu. De-aia am și zis acum că poate. E dificil. Dar să mergem mai departe, altă problemă. Problema 2. În triunghiul dreptunghic isoșel ABCD. Deci în ipoteza am triunghiul ABC, dreptunghic isoscel. Iar am zis ABCD? Da. Triunghiul dreptunghic ABC isoscel. Adică, cred că îți vrea să spună că AB congruent cu AC. Măsura unghiului ABC e de 90. A lui ABC, aha. B-ul. Dacă zice ABC. Da, măsura lui ABC e de 90. Iar cu 90, atunci e vorba de AB cu AC. AB cu BC. Nu, BA cu BC. Vedeți că e dreptunghic în B. Faptul că e dreptunghic în B înseamnă că nu e bine AB congruent cu AC, ci AB cu BC. AB cu BC. Aici. Atente sunt acestea. AB și BC. Mai departe. Așa. AB 7 cm. AB egal 6 cm. Aflați aria triunghiului ABC. Atât? Da. Area triunghiului ABC egal cu 5. Deci e vorba de un triunghi dreptunghic. Isoscel. Isoscel. Am să-l desenez așa. Cu vârful B în sus și laturile acestea perpendiculare. ABC. Și, Miruna, vedem că AB e de 6 cm. BC cât este? 6 cm. BC e... Tot 6. Păi dreptunghic isoscel. Păi da, mi-a zis că isoscel. Da, dreptunghic isoscel. Cu BC. AB cu BC. Păi da. Nu cu AC. Nu, mai cu BC. AB cu BC. Dar mi-a zis la AC. Nu, dragă, BC. Mi-a zis BC? Da. Am schimbat AB cu BC. Da. Deci tot 6 cm. Da.
De ce trebuie să mai faci? Că nu mi-a ieșit. Care ai făcut un unghi de noi de 9 de grade? Ei, acela e unghiul cât de 120? Dar de unde că l-am aici? Păi l-ai acolo. E chiar. Dar ai făcut ziua târgului. Cât e... Eu așa l-am făcut. Da, și tu l-ai făcut. Ca să se încapă figura. Ca să fie așa frumos, da. Pe care ca să uite cineva. Adică ați făcut foarte mare, cât triunghiul. Dacă echierul acela era mai mare, îl faceți pe două foi, nu? Da. Zicem, cum aflăm marea așa scris? Ducem înălțimea. Din B, da? Da. Deci B, unde pică B prim? În mijloc, pe mijloc. Obligatoriu, pică pe mijloc, pe triunghiul isoscel, înălțimea și mediană și mediatoare de toate. Da. Și bisectoare. Și vom avea că area lui ABC este egal, da, cu B, B prim, ori... Area triunghiului ABC egal cu... Cu B, B prim. AC mai întâi. Baza. Egal cu AC, ori B, B prim. Da. Pe 2. Pe 2. Și egal cu... Și... BB prim, nu știm. BB prim nu știm, AC nu știm. Pentru că este triunghi isoscel, avem că AB prim este egal cu triunghiul ABB prim e 45 de grade. Da. 45 grade. Are 90, deci da. 90 cu 45, 135, 180 minus... Păi am 20 de gale, 45, 45. Păi ce mai înțești? 45. Ia de amestec. Da? Bisectoarea aia, o scoții și unghiul din B în două. Da. Și bisectoarea, deci împarte unghiul ăsta din B în două. Într-adevăr, aici 45. 45. Bă, dar mai aveți aici o definiție la are. Ce? Păi că... ce? Area unui triunghi dreptunghic este că... egală? Nu, nu, nici vorba. Deci baza ori înălțimea, nu? Uh-huh. Nici baza nu știu, nici înălțimea nu știu. Cum faci? Păi... O facem. Definiție. Nu mă interesează nicio definiție. Eu știu că are egal baza înălțimea supra 2. Așa și eu știu. Atât. Dar noi avem un dreptunghic. Păi și ce dacă? Adică și ce dacă? La fel. Dar nu degeaba ne oferă 6 cm AB. Corect. Ne dă AB de 6 cm. AB. AB. Păi dacă faci, vrem să facem problema fără să folosim ipoteză, nu avem nicio șansă. Corect. Deci se spune că AB e de 6 cm și triunghi isoscel. Deci despre are ce am spus eu, cu cine este egal area unui triunghi? Are cu baza ori înălțimea pe 2. Da. Și numai așa stă în triunghiul sau poate să stea? Numai în varianta asta? Nu, în toate variante. Păi hai să o gândim în varianta cealaltă. Să stea pe baza AB. Pe AB. Cu cunoști. Păi el însemna că e AB, poate să fie și AB, o cunosc, ori înălțimea. Din ce? AB ori CC prim. Da, CC prim, dar CC primul mă stau cum s-o decade. Cum se duc înălțimea din ce? Înălțimea din ce? Pe mijlocul AB. Pe mijlocul AB? Pe mijlocul. Sigur, da? Da. Adică tu ești convins că ai și 90 grade. Da. Pe triunghiul cum a fost dat? Dreptunghi isoscel. Păi 90 de grade este aici. Cum este și aici? Adică dintr-un punct exterior, Miruna, dintr-un punct exterior pot duce mai multe perpendiculare. Adică dacă am așa o dreaptă și un punct exterior, pot duce așa multe perpendiculare. Nu! Păi nu-i drumul cea mai scurt? Păi una singură e mai. Corect. Cum de mi-a spus că pică la mijloc? Ce chestia ți-a avut voi, mă, în minte? Am văzut că BB prim o fi dat la mijloc. Aaa, dar într-un triunghi numai... Atenție, sunt într-un moment greu acum. Unde pică înălțimea din ce? Că doar este. Da. Drumul cel mai scurt. Asta e o dreaptă. Nu, pe mijloc, e ce veche?
Ce ce faceți voi? Ce faceți voi, mă? Bă, te mai prins la voi. Dar de ce? M-am tăcut. Pentru că eu cu voi trebuie să discut. Am primit observații. Da. E scris pe un mesaj care spune, doamna Mihaela, ca să spun și conținutul. Doamna Mihaela, vă rog frumos să lăsați copiii să lucreze. Exact. Ai dreptate. Da. Nu, eu am scris. Tu ai scris? Da. Atent. Tu ai scris? Da. Ai zis ce figurești. Atunci acum, acum, deci chiar acum, pe bune. Da, am scris, eu am scris un mesaj acolo. Anul ăsta, unul mai lungă. Mai de mult este scris acolo. Deci nu-i nimic ala să-l cauză. Dar de unde poți da? Dar nu-i cunoști? Nu, anonim. Da, și pe anonim. Poți scrie mai multe. Dar... Mirona! Da. Mirona, gata. Hai să ne întoarcem. Deci am spus. Deci am spus-o, am spus-o neștiind că tu ai făcut-o. Nici eu n-am spus. Ce am scris, am văzut scris acolo, în mod sigur că doar neștiut, că dacă știai, nu... Mirona, fi pregătit. Chiar tu ai făcut-o. Da, bun. Acum, hai să ne întoarcem la problemă. Și să înțelegem așa. Am ridicat următoarea problemă. Aria, am văzut-o mai devreme și nu întâmplător am dat-o, prin trei variante. Da? Trei variante, adică fii găsă pe baza AC cu înălțimea asta. Și am spus, cum am notat-o asta, B mic ori H mic, de data asta, egal cu C mic ori HC și egal cu A mic ori HA. Deci în final, voi n-ați făcut legătura cu problema care am făcut-o mai devreme. Eu ce v-am spus așa? Area unui triunghi, vă rog scrieți-vă, ABC, egal cu A mic ori H indice A pe 2, egal cu B mic ori H indice B pe 2, egal cu C mic ori H indice C pe 2. N-am spus așa, Miruna? Da. Deci area este în... trei variante, că poate să stea pe oricare din bazele celea. A, H, A pe 2, B, H, B pe 2. Bun. Și dacă ați văzut aici că nu cunoașteți nimic, nu trebuia să vă duceți repede. Dom'le, varianta A, C, pe baza C, supra, ori BB prim, n-am nicio șansă, că nu cunoaște nici baza, nici înălțimea. Atunci este egal cu, cine, Miruna, puteți spune, A, B, ori înălțimea din C. E, dar unii pică înălțimea din ce? Nu la minut. De ce nu pică la minut? Păi triunghiul ABC nu-i să-și cer. Dreptunghiul este să-și. Da? Și înălțimea din ce unii pică la mijloc, am zis, nu? E bine? Nu. De ce nu-i bine? Că am zis. Dar totuși trebuie să pici uneva. Bă, Mirena. Am un punct exterior. Hai să ne închipuim. Dar pentru un punct este exterior nu are voie să treacă două drepte. Cum să nu ai? Pentru un punct exterior. Nu am voie să duc. Păi, poți să duc. Poți să duc câte drepte, dar ce calitate o duc? Perpendiculară. Deci în momentul în care duc perpendiculară dintr-un punct exterior, adică drumul cel mai scurt e una singură, ade, o singură variantă, o singură perpendiculară. Nu sunt două, șapte, nouă, că cele sunt oblice. Perpendiculară este numai una și numai una, da? Una și numai una. Ce perpendiculară? Deci perpendiculară din ce? Asta e dreapta. Vă rog să vedeți că asta e dreapta, da? Uh-huh. Și perpendiculară din ce? Ăsta e punctul C. E una singură, asta este. CB. CB. Deci, practic, înălțimea este CB. Da. Deci vine AB ori CB supra 2. Și egal cu, dacă ar sta pe partea asta, dacă ar sta pe baza BC, ce s-ar fi? BC ori înălțimea din ori AB. Ori AB, sigur că da. BC ori AB. Totul pe 2. Da. Sau egal mai departe, ce sunt A, B și A, C? A, B, B, H cu B, ce sunt catete? Da, catete. Egal cu cateta 1 ori cateta 2 pe 2. Așa ne-a dat-o la școală. În sfârșit, asta v-a dat. Nu! Catete.
cateta 1, cateta 2, pe 2. Dar nu este o formulă. Ba da. Nu o definiție, nu, nu o chestie care să fie imposibilă. Cateta 1, cateta 2. Da, mă, le uite cât o demonstrat domn profesor. Acum am arătat care a fost motivul. Deci tu închide, de tu închide cateta 1 plus cateta 2. Ori cateta 2, pe 2. Cateta 1, cateta 2, pe 2. Păi, Mirna, nici nu trebuie să-ți faci efortul mare. Hai să spun, vezi pătratul ăsta? Cu cine este egalarea pătrată? Latul la a doua. Așa. Și când am făcut așa, ce-a rămas? Un triunghi dreptunghic. Da. Adică, în clipa asta, latura, ori latura, latura la a doua, și pe doi, pentru că o jumătate din el a rămas. Uh-huh. Dar acestea sunt acum ce? Catete, cateta 1, cateta 2. Și cateta 1... Deci, bă, ce simplu e. Aria lui deci, nu trebuie să vă bateți capul ca să vă mai pun o formulă acolo în mintea mea. Mecanic. Nu vreau mecanic. Dar așa am înțeles mai bine. A, ce ori BV1. Tot ăsta mi se pare mai ușor pentru mine. Da, ce ori BV1 pe 2? Da, egal cu AB ori ce e B pe 2, egal cu B ce ori AB pe 2. Deci asta mi se pare ce mai ușor. Și egal cu ce 1 ori ce 2 pe 2. Ok, da, așa. Mi se pare mai simplu. Vedeți? Eu văd aici, din pătrat, jumătate. Asta e și motivul pentru care împărțim la 2. Da. Mergem mai departe și spunem ei. Acum că aria în sfârșit, aria ABC egal cu 6 ori 6 pe 2 egal cu 18 cm pătrați. N-aveați voie decât dintr-o privire să spuneți la aria asta, deodată. Aria. Dar nu știam asta cu ce 1 ori ce 10. Dar nu trebuie să o știi mecanic, măi, Miruna, Ioria. Dacă tu, voi mizați numai în partea mecanică, o să aveți surpriza neplăcută ca să o uitați într-una din zile și am uitat formula aceea. Exact. Și ce te faci? Cum o faci? N-am făcut nimic. Așa. Asta e cea mai bună rog din ce 1 ori ce de pe 2 e asta. Hai măi, dar ești încercat la dată vă mobilizați. Ce am vezi? N-am mai lucrat. Insist. Nu, când ai lucrat tare. Apropo de... Iar, apropo de ce am spus mai devreme, la clasa 4-a discutam despre reflexul pe care îl aveți, spunând așa. De astea n-am făcut, nu știu să fac. Și iată, vă aflați în clasa a 7-a și cum vă scoate cineva din model, din tipar, gata să sunteți în panică. Știi marea unui triunghi, baza ori înălțimea supra 2, v-am arătat mai devreme că orice, pe orice bază ar sta, nu va veni trebuie să rotiți triunghiul. De ce? Abonam. Căutați ce? Când catetele erau cunoscute, sunt așa, ai și baza și înălțimea cunoscută. Numai că te întorci un pic. 2 de la pagina 125, cât? 2 ani. Da. În paralelogramul ABCD, în ipoteză. În ipoteză. ABCD, paralelogram. ABCD, paralelogram. AB egal cu 25 cm. AB. Egal cu 25 cm. Este problema 3. Problema 2, dragă. AB. 2. Am zis. 25 cm. Distanța de la D la AB. Distanța de la D la AB egal cu 12 cm. La AD egal cu 12 cm. AD egal cu 20 cm. 20 cm. Să aflăm aria. Concluzie. Aria lui ABCD. Aria lui A. BCD. A, B, C, D, la A mic și la B mic, distanța de la B la AD. La A, D, da? Da. Ce spunem? Desenăm un paralelogram. Desenăm un paralelogram. A, B, C, D. Deci este un paragram ABCD. AB 25. AB este 25. Da. Distanța de la B. AD este dată de 20. Corect. Pe asta, da? Distanța de la D la AB. Ce înseamnă? Distanța de la D la AB.
distanța de la D la AB. Ce înseamnă copii? Diagonala. Diagonala, da? Diagonala. Distanța de la D la A, B. Înălțimea de... Tocmai ce am întrebat și eu. Distanța de la D. De la D la AB, ce înseamnă? Înălțimea pe AB. Taci un pic. Distanța de la D la... Ce înseamnă AB? Înălțime. Înălțimea paralogramului. Asta înseamnă. Uite așa, da. Asta e. Distanța de la un punct la o dreaptă, nu? În cazul acesta, înseamnă distanța dintre cele două. Sau înălțimea paralogramului. Cu ce notăm? Să notăm cu D1, D prim. D de prim. Deci, distanța de la D la B este de 12 cm. Deci, D de prim. Să aflăm aria. Area paralogramului. Area paralogramului e B, baza mare plus baza mică, ori înălțimea pe 2. Foarte bine. Ai și bază mare, ai și bază mică. Nu? Vezi mecanic ce faci? Da. Uite așa. A, baza mare ori baza mică pe 2. Foarte bine și foarte bine. Altă minunță. Baza mare ori baza mică, ori înălțimea, adică 3 dimensiuni te spui tu aici. Vai. Păi așa, și vă demonstrat, dar uitați-vă pe caiet, la demonstrația domnului profesor. Aici, într-adevăr, e multe informații și... Miruna, hai să ne gândim așa. Când l-am predat eu am predat, am zis așa, transformăm, luăm colțul ăsta și îl punem în partea asta. Da. Și am făcut din figura asta un dreptunghi. Și cu cine este egal area dreptunghiului? Cu dimensiunea asta? Lungimea ori înălțimea. Păi, așa, așa e. Și lungimea e asta. De ce? Ori lățimea, care e înălțimea. Și atunci e baza mecanic. Dacă vreți mecanic, o să ajungeți tot timpul să fiți în panică. Miruna, mă leg de tine că nu vrei să fii atentă la ce spun eu. Spun că pe baza memoriei mecanice ai să ai destul de succese. Suficient de multe succese. Pentru că memoria mecanică ne joacă feste de foarte mult. Baza mică ori înălțimea. Care e baza mică? Eu sigur bază. Măi copii, ce aveți? Da. Dovadă că atunci când am predat, n-am spus de o cartă. Nu, pentru că ei nu li se predaseră și li se pare normal să nu asculte când nu ajunseseră acolo. Da, refuză. Exact. Nu înțeleg că asta e atitudine. Măi copii, care este lungimea aria dreptunghiului? Lungimea ori lățimea. Și acolo ce v-a făcut domnul profesor acum? Tot așa. Ia uitați-vă, triunghiul ăla de acolo, da. L-a mutat în partea aia altă. Tot lungimea ori lățimea. Deci dar numai că lățimea e înălțimea. Dar numai că lățimea este înălțimea. Înălțimea în cazul nostru. Ce nu-i clar? Deci e vorba de cele două dimensiuni înmulțite. Înălțimea, lungimea. Lungimea ori înălțimea, exact. Da. Practic e aceeași chestie. Am mutat triunghiul ăla, domn profesor. Uite, l-a scos de acolo. Uite, l-am luat de aici și l-am pus aici. E același triunghi. Da. Și a făcut un dreptunghi. Da. Și tot lungimea ori înălțimea. Am redus, practic, paralogramul la un dreptunghi. Acum. Și lungimea ori înălțimea, în cazul nostru, e înălțimea. Deci înălțimea e fosta lățime de la dreptunghi, da. A devenit înălțime. Că de ce a devenit așa? Pentru că în dreptunghi avem unghiul de 90 de grade, da? Da. În dreptunghiul nu este paralogramul, că nu e drept. Exact. Și atunci, având unghiul de 90 de grade, este asta, dimensiunea asta e chiar înălțime, cum ar veni. Pe limbajul vostru, acum ștergem pentru că ați înțeles triunghiul care ne-am ajutat de el. Aia e înălțimea, ăla e 90 de grade. Deci este baza de... Da. Adică dimensiunea asta... Ori H. Mai poate fi și asta. Dimensiunea asta... Atenție! Poți să stea paralogramul și pe partea asta, așa. Să-l desenez. Poți fi dimensiunea BC ori distanța dintre cele două. Înălțimea fiind asta acum. Da? Că doar eu am văzut aici distanța dintre cele două paralele. Poate să fie așa. Sau invers. Sau, deci așa, sau invers, cum am spus. Exact. Și pe ce? Ori înălțimea din ce? Sau din B înălțimea. Deci, aria paralelogramului. Aria lui A, B, C
CD este baza AB ori DD', DD', mai spun supra 2? Nu. De ce nu pot? Nu, pentru că la dreptul nu e supra 2. Dar de ce la dreptul nu e supra 2? Pentru că e lungimea lățime. Dar de ce, de ce e acolo lungimea lățime și de ce nu mai supra 2? De ce la dreptul nu e supra 2? Pentru că... Că ne-ați demonstrat atunci, dumneavoastră. Cum am demonstrat? Da, da, da. Cum am demonstrat? De ce sunt partea la 2? A, pentru că am mai construit un triunghi și a luat cealaltă parte a triunghiului. Din, din dreptunghi am luat numai jumătate din el. De aia împart. Deci la triunghi împart la 2. Vă zic că spui teoria predată din domnul profesor. Da. Deci egal cu A, B ori DD prim, vă să mai împart la 2. Da. Sau egal cu tot atât din mine BC ori BB prim. Ori BB prim care nu pică. Ori BB prim sau CC prim, poftim, CC prim, ca să nu cumva să spuneți că pică aici, nu pică BB prim, o pică mai jos. BB prim. Deci egal cu BC, ori BB prim, da? Ori BB prim. Deci aria egal cu 35 pătrat. Și egal în cazul nostru? 25 ori 12 și 25 ori 12 și face? 300 centimetri pătrat. 300. Centimetri pătrați. Și avem și distanța de la B duce la AD. Diagonală. Acum duce în diagonală. De la B la A, D. Păi ce-i distanța? Ce a zis domnul profesor că e distanța? Păi înălțime. Înălțime. Păi dacă e înălțime, nu-i diagonală, mamă. Tocmai ce ți-ai explicat. Ce plac, uf. De distanța de la B la D, AD, de la B la AD, e tocmai BB prim. Exact. Și cum s-o aflăm pe asta? De la B la AD. E înălțimea, băgați la cap. Da. Vă dă distanța de la înălțime. Un punct la o dreaptă și e înălțimea. Cum am demonstrat o problemă precedent? Dar... Sim. Hai. A, gata. Hai zi, cateta 1, cateta 2. Dar de ce? Zi, mă. Nu-i cateta 1. Nu-i? Lasă. Dar nu merge să... Noi pe cine trebuie să aflăm? Pe BB prim. Pe BB prim. Apoi acolo dumneavoastră s-a făcut un unghi de 90 de grade și nu degeaba. Adică BB, adică BB prim, a, îi triunghi de 90 de grade. Nu-i triunghi de 90 de grade. Unghi de 90 de grade. E adică triunghi de 90 de grade. Da. Și nu vreți să faceți problema asta. Adică vreți să adică area lui, area triunghi, area dreptunghiului A, B, C, D egală cu A, B, ori DD prim, care e egală cu BC, ori BB prim, care e egală cu... Cu 300. Și voi trebuie să știți să aflați pe BB prim. 300... Și BC nu știți? Ba da. Păi BB prim... Cât este BC sau AD? Da, de 20. Deci eu pot spune așa, AD, ori BB prim, egal cu 300. Da. Și pe AD îl știu. Da. I-am zis BC. Ori DD prim, dar puteam să spun foarte bine, și AD în loc de BC. Că AD e egal cu BC. Într-un paragraf, parcă știu că la turnă... AB 20. Deci vine 20. 25. 25, pardon. 25. 25 ori BB prim. Egal cu 300. 20. AD. 20 AD. Da, eu am notat greșit. Da? Deci 20 ori BB prim egal cu 300. Deci de acolo scoate BB prim. B, B prim, egal cu 30 împărțit la 2, 15 centimetri. Centimetri pătrați, nu? Mm. 15, nu? Da. Și nu pătrați, cum pătrați, dar ce? Arii? 15 centimetri. B, B prim este 15 centimetri, da, lungime. Da. Păi aria era în centimetri pătrați, împărțit două dimensiuni, centimetru, centimetru, da. Iar când aici, fiindcă am fost centimetru pătrat împărțit la centimetru, exact. Rămas un centimetru. Deci că am intrat de măsură centimetru. Nu, ceva nu merge, nu înțeleg. Nu. Dar mai iau. Eram într-un moment de ăsta la clasă. Asta e. Cu anii urmă. Hai să vă spun. În 2002... Și după aia facem altceva. Ascultă-te. La mine? În 2002 eram cam în stilul ăsta la clasă. Eu trăgeam vie și eram înnebunit la o clasă de a 10-a și tot trăgeam și
supărat și deodată mă zice, vă știți o rugăciune? Da. Da? Hai să zice Tatăl nostru. Bine. Deci, până chiar să spunem. Și Adi? Da. Hai zi. Hai toți. Hai toți, hai, Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Doamne, ajută-ne să ne calmăm și să putem să, să coborâm și să avem forță ca să putem înțelege mai copii. Eu vă spun, dacă veți crede în puterea lui Dumnezeu, vedeți că totul se limpezește. Adică eram într-o stare atât de încordată, de nu știam ce să facem. Să vedeți acum că totul se limpezește. Vă spun ca unul care am trecut prin asta. 4.26. Da. În ipoteză. Și de acum, la fiecare oră, ne rostim Tatăl nostru. La începutul orii, rostim Tatăl nostru. Da? Să vedeți voi ce câștig avem. Este imens. ABCD, paralelogram. A, B, C, D, paralelogram. Măsura unghiului. D, A, B. Măsura unghiului. D, A, B. Egală cu măsura unghiului. A, B, D. Și egală cu 45 de grade. Dacă AB egal cu 16 cm. AB egal cu 16 cm. Aflați în concluzie area paralelogramului. Deci ABC. Ce area? A, B, C, D. C, D. Haideți cu calm să vedeți cât de frumos este. Am să uităm imediat. O să desenăm un paralelogram. 51. Facem problema ta la profesorul Nu. Oprim.